Ziua 655, din trei zile până la Kiev. Astăzi există o mulțime de dezvoltări noi în direcția Avdivkei, unde forțele ruse și-au schimbat planul de atac în partea de nord a regiunii. Până acum, țita principală a fost Berdicii, deoarece, prin capturarea acestei așezare, Rusia a stabilit un control strict al focului asupra drumului de aprovizionare și ar pune forțele ucrainene din Avdivka într-o încercuire operațională. Chiar dacă unele surse ruse continuă să susțină cu foarte multă sinceritate că forțele ruse au încălcat apărarea ucraineană la stepove, realitatea diferă. Imaginile abundente, difuzate de partea ucraineană, arată că ucrainii controlează ferm poziția și distrug unitățile ruse de asalt în momentul în care trec șinele. Câteodată, filmările de luptă confirmă că rușii au reușit să ajungă la primele case și se vede că ascunderea în subsoluri, în speranța de a fi evacuat, e considerat o victorie la armata rusă. Dar în realitate, nu poate fi nici măcar considerată un punct de sprijin stabil. După ce au văzut câștiguri minime în direcția Berdiciei, comandanții ruși au fost forțați să-și schimbe obiectivele operaționale. Pe baza faptului că rușii și-au mutat recent atenția spre sud, a devenit clar că rușii au decis să reducă amploarea operațiunilor de încercuire, deoarece noua lor țintă a devenit gara chimic. Această stație, de fapt, este situată chiar la sud de principala fortificație ucraineană, fabrica chimică. Scopul aici este de a se deplasa de-a lungul zonei rezidențiale spre centrul avdivkei și de a opri forțele ucrainene în partea de sud a așezării. Un avans de succes al rușilor în această regiune ar fi într-adevăr catastrofal pentru ucrainienii din zonă deoarece toate drumurile de aprovizionare se deplasează exact prin această regiune. Noul plan rusesc de a reduce o ofensivă pentru a se potrivi cu cantitatea de resurse disponibile este de fapt un plan destul de inteligent. Cu toate acestea, nu înseamnă că execuția va fi ușoară. Cea mai mare slăbiciune a forțelor ruse în acest caz, sau chiar în general, este logistica lor. Chiar de aia rușii au doar două orașe normale și restul merită vizitate pentru să înțelegem cât de bine ne merge nouă. Dar în fine, alegând acest vector de atac, comandanții ruși au forțat practic soldații să folosească unele dintre cele mai riscante și mai expuse rute. Drumurile au devenit deja notorii în rândul soldaților ruși, deoarece acestea sunt sub controlul TGM ucrainian de la fabrică și de asemenea de drone. Chiar dacă soldații ruși călătoresc pe jos, ceea ce este preferatul mod de transport al rușilor în această regiune, pe jos, de aia, practic nu există posibilitatea ca acestea să acumuleze forțe în fața pozițiilor ucrainene pentru un atac mai ușor și mai rapid. Deci ei nu pot copia tactica pe care le-au folosit-o de-a lungul căilor ferate. Ucrainenii, la rândul lor, au la dispoziție o zonă rezidențială densă și o mică pădure și se află de asemenea la doar 100 de metri de baza lor principală cât zona este împărțită în două de rezervorul de apă, forțele ruse au deschis două direcții de atac, spre zona rezidențială și către stația de pompare a apei. Și când vine vorba de stația de pompare a apei, rezultatele au fost devastatoare pentru ruși. Luptătorii ucrainieni din faimoasa brigada 110 mecanizată ucraineană au lansat una dintre cele mai brutale și mai grafice imagini de luptă. Deoarece rușii au fost nevoiți să asalteze în aer liber, Mulți dintre ei nici măcar nu au ajuns la stația de pompare. Doamnele ei au detectat foarte rapid și au început să-i vâneze împreună cu echipele de murtier. Ca urmare, nu a rămas niciun rus intact. Și nu e o metaforă, deci, din punct de vedere foarte literal, nu a rămas o bucată de rus întreg. Focul a fost precis și nimeni nu a supraviețuit. Doar ce atacul de susținere a ieșuat, grafic și glorios forțele ruse din zona rezidențială nu și-au putut dezvolta operațiunea din cauza focului încrucișat. Deși au obținut succes inițial și s-au așezat în primele patru rânduri de case, după ce atacul a fost oprit, luptătorii ucrainieni din grupul Hrome au fost redistribuiți din stepove în această regiune pentru a o curăța. Ucrainenii au efectuat o recunoaștere intensă, au identificat toate casele în care rușii și-au stabilit prezența și au trimis un tank pentru a le demola. Tancul a ajuns la poziție în câteva minute și în coordonare cu piloții de drone care ajutau la navigare și la corectarea focului, aceștia au declanșat focul asupra pozițiilor rusești. Videoclipurile arată cum unii soldați ruși fug din zonă, posibil părăsând complet așezarea. Dar unii analiști ucraineani au luat o atitudine mai precaută, că totuși rușii sunt încă prezenți în primele două rânduri de case, probabil ascunși în subsoluri. Alții au ajuns la concluzia că fie s-au retras complet, și chiar dacă nu, pozițiile lor sunt prea vulnerabile și instabile. Iar fără niciun element de surpriză, șansele de a pătrunde aici în apărarea ucraineană sunt extraordinar de scăzute, mai ales având în vedere terenul gol pe care rușii trebuie să-l traverseze înainte de a putea începe să atace pozițiile ucrainene. Deci să concluzionăm, victoria rusei e eminentă. Ar fi bine să începem să învățăm cu toții chineză, ca toate văduvele ruse. Vă mulțumesc frumos că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă puteți abona la canal și sper să ne auzim și mâine să menținem inițiativa.